Furnizorii de energie electrică și de gaze au intrat în vizorul comisarilor de la Protecția Consumatorului. Dintre cei 72 de operatori economici verificați, ANPC a găsit probleme la 27. Toți au fost amendați și sunt obligați acum să recalculeze facturile. Pentru 4 dintre aceste firme, inspectorii de la Protecția Consumatorului au adăugat și propunerea de încetare a practicilor comerciale incorecte. Un lucru este clar, atunci când primim facturile, trebuie să fim atenți la anumite aspecte. Pentru gaze, nu trebuie să plătim mai mult de 0,37 de bani pe kilowatt, iar pentru energia electrică prețul kilowattului nu trebuie să depășească un leu. Doar de la începutul anului, ANPC a primit peste 400 de sesizări din partea românilor care au fost nevoiți să plătească facturi uriașe. În săptămâna 6-13 ianuarie, comisarii ANPC au controlat 72 de operatori economici în întreaga țară. Au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 450.000 de lei. Toate facturile neconforme, în care nu se regăsesc plafonarea sau compensarea, vor fi recalculate. Este vorba de Electrica Furnizare, un operator care are în portofoliu peste 3.300.000 de clienți. A fost amendat și s-a dat și măsura complementară de refacere a tuturor facturilor.